Autoritățile din Slatina, prin intermediul companiei de apă, se pregătesc să implementeze un nou proiect de modernizare a rețelelor de apă și canalizare. Vom fi 100% cu apă și canal în Slatina. Din punctul de vedere al documentației, suntem gata. Urmează decât să luăm viza de la Ministerul Mediului și să începem procedurile de achiziție. Aici, la procedurile de achiziție, va dura iar ceva timp legislația în vigoare. În funcție de legislația în vigoare, în funcție de loturi, cum vor fi împărțite și va dura. Reprezentanții companiei de apă au stabilit investițiile prioritare pentru rețelele de apă și canalizare din Slatina. În Slatina, peste 26 de kilometri din rețeaua de apă vor fi reabilitați, iar aceasta se va extinde cu încă 10 kilometri. Stațiile de pompare Salcea și Nicolae Bălcescu vor fi echipate cu filtre rapide pentru reducerea amoniacului. Rețeaua de canalizare din Slatina se va extinde cu peste 23 de kilometri. Vor fi reabilitate 4 stații de pompare a apei uzate și vor fi construite alte 22 de noi stații. După amenajarea rețelelor de apă și canalizare, se va trece la asfaltare. Sunt unele străzi pe care nu putem să intrăm cu asfaltare pentru că sunt prinse în programul operațional infrastructură mare pe compania de apă. Aici știu că durează, știu că sunt unii cetățeni care nu mai au răbdare, dar nu putem să intrăm să asfaltăm acele străzi care nu au apă și canal, ca apoi, peste un an de zile, să le spargem și să intrăm iar cu asfaltare. Adică ar fi o dublă finanțare. Pe lângă aceste lucrări la rețelele de utilități cuprinse în proiectul pe fonduri europene, mai sunt și alte investiții planificate în acest domeniu. Operatorul de apă alocă în fiecare an fonduri din bugetul propriu pentru extinderea și modernizarea rețelelor.